Acum vreau să vă vorbesc despre invitații mei. Sunt doi tineri care își construiesc o carieră impresionantă în lumea DJ-ilor. Cât de fascinant poate fi să stai la pupitrul unui festival. Aflăm imediat de la Laurențiu Garabagiu și Cristian Demian. Bună, băieți! Bună! Apropo, voi aveți deja voie să munciți? Câți ani aveți? Eu am 21. Ah, 21. Da. Cum v-ați păstrat așa bine? Ați stat la frigider? Eu cred că depinde de alimentație și de tot. Ah, da? Tu deja ai grijă de alimentație, da? Da, alimentație, sală. Ce mănânci sau ce nu mănânci? Dimineața fructe. Doar fructe? Da. Așa? Dar 100 de grame de alcool, de șampanie, nu? No, nici seara, nici... O cafea. Da. O cafea. Am glumit. Ești elev încă, nu? Nu. De mult învăț. Din clasa nouă. Am lăsat școala. Ai lăsat școala ca să te ocupi de muzică? Da. E altceva nou. N-am vrut să pierd timpul cu alte școli și n-am vrut chiar și bani să pierd. De ce să pierd toți anii ăștia? Chiar faci bani? Deci ai terminat clasa nouă și te-ai apucat să faci bani. Cât de mulți bani poți să faci din muzică, din DJ-ală? Lunar, nu știu, noi plus minus 400 de euro poți să iasă. Pe lună? Până când, da. Da, păi la vârsta ta de 18 ani este un super venit, felicitările mele. E cam de două ori mai mare decât salariul mediu pe țară sau de vreo trei ori. Așa? Și tu? Laurențiu. Da, corect, Laurențiu. Sau Lari, îmi spun toți prietenii așa, Lari. Lari, ce faci? Faci studii sau și tu ai renunțat la tot, la orice diplomă? Eu acum sunt student. Tu tot deja ești student. Anul 3, unde? Ultimul an, la Eminova, Institutul Internațional de Management. O să fii manager la proiectele voastre, care, deci cineva trebuie să numere și banii și să planifice venitul. Noi doi suntem ca o echipă. Așa, cum v-ați întâlnit voi și cum ați ajuns să mixați la cel mai tare festival al culorilor de la noi, Darwin? Singurul, de fapt? Noi ne-am cunoscut de la o fată. V-ați îndrăgostit de aceeași fată? Nu, altfel a fost acolo istoria. Da. Și el trăia lângă mine și nu știam de chestia asta. Chiar o noapte ce i-am scris, vorbeam dacă e legat cu muzica. Și a doua zi ne-am văzut, am început să comunicăm, tot așa. Și aproximativ peste jumătate de an, deja ne-am unit ca echipă. Când s-a întâmplat asta? 27 aprilie 2016. E extraordinar, deci știm și data, și ora, și ziua. Deci exact. E o zi de importantă în calendar, ați pus-o cu roșu, da? Sigur. Avem deja, hai ca să nu vorbim, vreau să vă aflu mai multe despre voi, dar vreau să vedem și ce înseamnă muzica asta, cum o simțiți voi, da? Avem un videoclip cu voi, cu cei ce a ieșit de la Festivalul Culorilor, hai să vedem. Da. Fii cel ce nimeni nu a fost. Pornește acolo unde nimeni nu s-a dus. Într-o zi, viața îți va trece prin fața ochilor. Fii sigur că merită privită. Asta e energia pe care o emanați voi acolo la festival? Foarte frumos. Păi vouă nici fete nu vă trebuie, dacă voi doi sunteți suficienți unul pentru celălalt. Apropo, hai să-mi care e povestea cu fata aceea pe care ați făcut cunoștință. Deci tu... Eu m-am întâlnit cu o fată care cânta. Ea mi-a spus că iese lângă mine, trăiește tot un DJ. Și s-a întâlnit și cu el. Da. Mai încerc acolo. Și până la urmă nu v-ați mai întâlnit niciun cu fata aceea și ați început să vă întâlniți voi doi, da? Da. Adică nu ne întâlnim, da? Normal, pentru muzică, pentru creație, da? Da. Foarte frumos. Am auzit că voi doi ați intrat în top 3 al unei celebre reviste, da? Povestiți-mi despre asta. De unde e revista, cum se cheamă? Deci am făcut un remix la Alessia Cara, piesa Scars You Beautiful. Așa. Am ajuns în loc 3 din 7 remixuri cele mai bune din lume pe revista Billboard, dacă s-au zis, adică revista care... Unde este editată această revistă? În America. În America, așa. Și, în general,
are o poveste tot remixul ăsta. Hai, spune și povestea asta, că văd că vă plac poveștile și mie tot. Ideea a venit la remixul ăsta după o noapte turbată în mintea mea și... Stai, o noapte turbată cum arată? Plină de emoții. Idei, în mintea ta. Energie, emoții. Da. Așa? Și dimineața a apărut remixul și mă gândeam, hai să încep să fac. Și am făcut până seara, am lăsat remixul, timp de o săptămână a luat aproximativ 100.000 de vizualizări și tot așa mai departe și mai departe a crescut. Vi se pare corect că voi, făcând un remix, bine, corect, că lumea alege, da? Da. Să aveți 100.000 de vizualizări într-o noapte, iar un mare compozitor, deci să fie recunoscut abia peste vreo 200 de ani după ce a murit. Da, general... E cam așa, cam incorrect în viața asta, nu? Da. Unul scrie muzică de la A la Z, dar voi doar mixați. Luați ce a scris unul? Sau scrieți noi producem, noi în general scriem și noi. Și voi, și muzica voastră și o mixați cu muzica făcută de alții, da? Și creați un produs nou. Noi avem și piese oficiale lansate de noi și sunt și remixuri. Luăm a cappella, adică vocea artistului, plus instrumentalul nostru. Și vă jucați cu ea. Da, deja sunete noi le facem adică după acolo. Am înțeles că urmează să lansați curând sau să faceți un nou videoclip. Despre ce va fi asta? E ultima mea întrebare. Va fi despre wallpapers, adică despre diferite tapete, suferințe, dragoste, dar nu e așa de triste, lietă. Nu e așa cum povestești, e spune all in one. E ceva de gândit, în general. Da, când o să vedem ce înseamnă? În aproximativ o lună. Ne mai vedem aici, promiteți? Ar fi cam decembrie, dată de 20, 21, 23, pe aici, da? Deci fără întâlnim Crăciunul cu noul vostru videoclip. Promitem, da? Da. Ne-am înțeles, băieți? Da. Mersi tare mult. Și vă aștept cu videoclipul, așa cum am zis. Da.